Este un tren laborator care trece prin toată Europa. Ne ajută să promovăm trenul ca mijloc de transport sustenabil, aduce din nou în dezbatere cetățenilor europeni. Organizăm diverse conferințe în care discutăm despre finanțare, despre obstacolele pentru trecerea frontieră și ne dă o idee foarte clară despre dificultățile pe care le întâmpină transportul feroviar de lungă distanță transfrontalier. E important pentru că fiecare comunitate prin care trece se bucură de prezența trenului și aduce din nou Europa aproape de cetățeni. În primul rând este un simbol, este conexiunea noastră feroviară cu Europa și am avut, iată, pentru câteva minute la Brașov Connecting Europe Express. Pe de altă parte, foarte mulți oficiali de la Comisia Europeană, de la Directoratul pentru Transport, au fost prezenți astăzi în Brașov, o ocazie bună de a discuta despre viitor, despre proiectele Brașovului, despre infrastructura feroviară, extinderea ei, despre trenurile metropolitane. Am avut o discuție aplicată în care am prezentat și stadiul proiectului și planurile de extindere pe fiecare fază și asta pentru că mizăm pe finanțare europeană pentru acest proiect important pentru tot ce va însemna mobilitatea Brașovului. Trenul metropolitan este parte din viitorul mobilității brașovene, este o parte importantă pentru conexiunea zonelor periurbane ale Brașovului, pentru forța de muncă și felul în care ne deplasăm în arealul extins al zonei metropolitane și este un obiectiv pe care sper să-l vedem materializat până în 2023-2024.